În direct sperăm că am rezolvat problema tehnică și ne auzim. A început domnul Prișcă să motiveze oarecum ce s-a întâmplat în primii 3 ani de mandat, din actualul mandat de parlamentar, și spuneați dumneavoastră că n-ați avut loc de majoritatea, să încă spunem. Nu am avut loc. Am fost din păcate martor. Uzurparea unor mijloace democratice. De fapt, asta s-a întâmplat. Gândiți-vă că o majoritate parlamentară este gândită să funcționeze într-un oarecare echilibru și cu opoziția. Și asta este de 200 și ceva de ani, de când avem cel puțin modelul acesta de democrație parlamentară. S-a ajuns în situația în care acest partid condus de domnul Liviu Dragnea a reușit să acapareze absolut toată puterea în Parlament, cu abuzuri neîntâlnite cel puțin în ultimii 30 de ani de regulament și de legi, în primă fază doar pentru a-și salva viitorul lui de condamnat penal și a unor camarile din jurul său, dar mai apoi pentru a încerca să transforme democrația din România într-una apropiată de modelul estic. Gândiți-vă că după ce au dat asaltul pe legile justiției, de la UG13 până la ultimele modificări ale lui Tudorel Toader, au început să promoveze o retorică de naționalistă, dar nu de tip european și de tip vestic, ci o retorică naționalistă de tip estic, dacă nu chiar rusesc, da? În care au promovat câțiva vectori de comunicare, cam toți cu probleme penale, cam toți, unii dintre ei sunt și fugari din România, niște lideri care începeau să ne explice cât de bun este raw exit-ul, adică ieșirea României din Uniunea Europeană, cât de rea este Alianța Nord-Atlantică, NATO, cât de rea este America, după ce, culmea, în 2017 încerca să meargă pe post de Kellner pe la Trump ca să-și facă o poză, după ce și-a dat seama că poporul român e chiar atât de prost pe cum credeau ei că e și nu a prins povestea asta, au început să explice cât de rei sunt americanii, cât de rei sunt francezii, cât de rei sunt nemții și așa mai departe. Adică un tip de politică foarte periculoasă pentru o țară care are o democrație tânără, care într-adevăr 30 de ani a demonstrat zi de zi și an de an că orientarea fundamentală a poporului este către resursuri media care au o audiență, trebuie să o recunoaștem, destul de mare și pot să rostogolească bine un astfel de mesaje bine ticluite. Prin astfel de atitudini, practic, orizontul lor era ca în 2020 să acapareze complet puterea, indiferent prin ce mijloace, adică să reușească să aibă majoritate absolută în Parlament și mai apoi se vedeau și președinții unii dintre ei. Doamna Dragnea chiar se vedea președintele României. Au fost 3 ani și jumătate extraordinar de greu. În condițiile în care, să spunem, PSD alături de partidele Balama, de stânga, centru-stânga, a cum este PNL-ul, de exemplu, să promoveze anumite proiecte? Așa se explică, să spunem, ponderea destul de mică a inițiativelor liberalilor în Parlament, care au fost transformate în legi înainte, să spunem, de instalarea primului guvern Orban? Domnul Nica, cred că în primii 3 ani și jumătate, nu știu, n-am făcut o statistică, dar cred că peste 75% din inițiativele care au ajuns să fie legi au fost legate de justiție, într-o formă sau într-alta. Aveau și dintre 3 ani și jumătate nu am văzut alte inițiative majore. Au venit mai apoi cu legea pensiilor, o lege a salarizării, care legea salarizării nu s-a aplicat niciodată și nu o să reușească să fie aplicată în forma oameni care sunt cu adevărat năpăstuiți și au cu adevărat o problemă financiară și pe care ei credeau că așa o să ascundă, vânzându-le iluzii, dar în rest tot ce a fost în Parlament a fost legat într-un fel sau într-altul de justiție, direct sau indirect. Partea opoziției, pentru că până în 2016, cu toate momentele de extremă, că a fost PRM-ul, că a fost PPDD-ul, că au mai fost partide care într-un fel sau într-altul au încercat mai ipocrit sau mai sincer să ducă discursul într-o zonă extremistă, dar până în 2016 exista dialog. Există și niște cutume parlamentare, chiar și opoziția conduce niște comisii în Parlament, tocmai pentru ca un partid să nu ajungă să controleze totul. Și atunci, existând dialog,
Poate să existe și un compromis. Poate să vină o inițiativă din partea PNL-ului sau a altui partid de opoziție. Putem să o discutăm, putem să o dezbatem, putem să o îmbunătățim. Ei, în acești 3 ani și jumătate, probabil toate inițiativele care au venit dinspre PNL sau dinspre celelalte partide de opoziție, PMP-ul sau USR-ul, au fost ori respinse din oficiu, fără să fie analizate, ori, mai grav și mai periculos, s-a înființat o practică de a fi respinse și a fi redepuse a doua zi după ce au fost respinse sub semnătura celor de la PSD. Suntem în campanie electorală, PSD prin actualii lideri, să spunem, prin care vor să spună că PSD s-a reformat și că au scăpat de penal și așa mai departe, acuză PNL că atât de când a venit la guvernare nu a pus în aplicare, eu știu, niște măsuri cu puternic caracter social, decât parțial, în niște proporții mult mai mici decât au dat ei legile. Mă refer aici la, de exemplu, majorarea punctului de pensie cu 40% sau la dublarea alocațiilor de stat pentru copii. Cum respingeți acuzațiile astea care, așa cum spunea și dumneavoastră, au mare priză la o anumită categorie importantă de cetățeni care așteaptă tot timpul de la stat majorarea veniturilor. Fie că vorbim de pensionari care, într-adevăr, au niște pensii foarte mici și pentru care, să spunem, o creștere substanțială ar conta foarte mult la nivelul de trai, respectiv al părinților care mizează pe alocația de stat pentru copii pentru a își majora veniturile din familie. Legat de pensii, să știți că oamenii nu depind neapărat de stat, sunt beneficiari unui drept pe care ei și l-au constituit în an de muncă. Deci pensia este un drept câștigat prin muncă și este absolut normal ca toți părinții sau bunicii noștri să beneficieze de o pensie cel puțin decentă raportat la piața românească. Să știți că pe dimensiunea socială, guvernul ăsta cred că a făcut cele mai mari investiții, plăți din istorie, cred. Adică sunt aproape 25 de miliarde de lei băgați în zona socială. E drept că marea parte a acestor bani a fost generată de nevoia actuală, adică de acest COVID. Gândiți-vă că s-au plătit miliarde de lei, sunt peste 6 miliarde de euro, plătiți în ajutoare de șomaj tehnic. Faptul că astăzi România are o economie cât de cât stabilă, că faptul că economia României nu s-a prăbușit, imediat după lockdown-ul, după închiderea generalizată din martie-aprilie și perioada de după, este în primul rând pentru că datorat intervenției statului, care a plătit acel șomaj tehnic. Acea măsură a fost o novație. Nu a existat în legislația românească o astfel de măsură. După care, după luna iulie, când lucrurile au început cât de cât să intre oarecare normal, statul a intervenit cu bani pentru a acoperi salariile celor care au fost în ajutor în șomaj tehnic. Da? Până la 41% din salariile angajaților care au fost în șomaj tehnic au fost suportate de stat, tocmai ca să nu fie dați afară, ca să nu ajungă șomeri. Faptul că avem școlile închise e un lucru dramatic. Efectiv dramatic, pe care n-ai cum să-l negi vis-a-vis de dezvoltarea normală a tinerilor. Dar pentru ca acei copii să poată să stea acasă, să poată să beneficieze de suportul măcar al unui părinte, s-a intervenit și s-a adoptat această lege prin care un părinte primește bani de salariu pentru ca să stea acasă. Și practic, sunt cheltuieli sociale până asta vreau să vă dar întreb. Sunt generate de o nevoie pe care nu și-a dorit-o nimeni, dar sunt cheltuieli sociale. Și banii respectivi care, să spunem, din care puteau fi plătite pensiile respective, alocațiile de stat pentru copii mărite, s-au dus practic în susținerea acestor familii confruntate cu criză. Mult mai mult decât banii. Gândiți-vă că mărirea pensiilor, așa cum au gândit-o cei de la PSD, pe care gândiți-vă că nu și-au asumat-o nicio clipă. Cred că vă aduceți aminte cu siguranță și telespectatorii noastre își aduc aminte. În octombrie anul trecut, ministrul al finanțelor era domnul acela, discotecă, Orlando Teodorovici, domnul ăla care înjură ca la ușa cortului prin Parlament cu orice ocazie. Ei, domnul ăla era ministru de finanțe și a trimis doamnei prim-ministru Dăncilă o hârtie prin care a spus că acea mărire este nesustenabilă. Ei înșiși nu și-au asumat-o în fapt. Da? Gândiți-vă că acea mărire de pensii însemna anul acesta 16 miliarde de lei. 16 miliarde de lei. Anul viitor însemna 64 de miliarde. 64 de miliarde. Gândiți-vă că doar mărirea, nu pensiile întru totul.
Gândiți-vă că bugetul României e undeva aproape de 400 miliarde de lei. Deci vorbim de aproape 15% din bugetul României pus peste noapte în zona aceasta de cheltuială, care cheltuială odată legiferată și odată intrată în plată nu mai poate fi modificată, știm prea bine. Și e normal să fie așa, odată ce am făcut o mărire, e absolut logic și firesc să nu fie tractată. Dar totuși, pe de altă parte, nu cred că este guvern în 2020 pe planetă care să fi reușit totuși în pandemie să mărească pensiile cu 14%. Gândiți-vă că în medie un pensionar prinde undeva la 150 de lei în mână. În mână, din luna septembrie. Anul, fapt. Anul viitor, din informațiile pe care le aveți, din zona guvernamentală, se pot, mă rog, poate continua acest proces de majorare a punctului de pensie treptat până la, eu știu, la 40%, nu știu, în 2-3 ani de zile, așa cum categoric se întâmplă deja cu alocațiile de stat pentru copii? Categoric da. Categoric da. Gândiți-vă că pensiile acestea, din păcate, au fost folosite foarte, foarte urât de cei de la PSD în acești 3 ani și jumătate de au guvernat. Gândiți-vă că în 2018, de exemplu, n-au respectat legea și n-au mărit pensiile la 1 ianuarie. Știți că la 1 ianuarie, cel puțin cu rata de inflație, trebuie indexate pensiile. Ei n-au făcut acest lucru. Ca la mijloc au venit să mărească dublu. În fapt, ei au mărit cât ar fi trebuit să mărească prin lege pe parcursul unui singur an. Dar au vândut-o ca un mare produs și mare câștig real. Gândiți-vă că au făcut șmecheria aceea cu mutarea contribuțiilor la vis-a-vis de angajați. No. Și au ieșit de la guvernare spunând că au triplat sau quadruplat salariul. Ei, de fapt, n-au făcut nimica, pentru că în mână omul ia cu 10 lei în plus. Dar lui îi spune acum PSD-ul prin program de guvernare că i-a quadruplat salariul. De aceea nu mai ține retorica. De aceea ei se zbat undeva la 20-22%, pentru că nu mai prinde. Gândiți-vă așa, încerc scuze, gândiți-vă că avem peste 5 milioane de pensionari în România. Iar pe analizele care sunt publice pe site-ul AEP-ului, voturile venite de la persoane de vârsta 3 spre PSD sunt sub 1 milion. 4 milioane de pensionari nu votează PSD-ul, pentru că nu acceptă să mai fie masă de manevră. Dar pensionarii cu pensii speciale credeți că îi votează? Pentru că, din păcate, raportul dintre pensionarii care au un venit, nu știu, de 1.500, hai 2.000 de lei, față de cei... Pensia medie în România este undeva în jur de 1.500 de lei. Bun, 1.500 de lei față de unul care are o pensie specială. Și nu vorbim de anumite categorii care, prin natura profesiei, de ce nu? Poate chiar merită venituri mult mai mari decât ale unui pensionar, să spunem, obișnuit. Vorbim totuși de acele pile, să le spunem așa, politice, pe care categorii speciale, eu știu, inventate peste noapte, care au niște pensii mult mai mari decât, nu știu, niște magistrați americani sau ale unor foști șefi de stat din Europa de Vest. Adică lucruri de neconceput pentru o țară precum România. Doamne. Și totuși pensiile speciale au rămas. Nu s-a atins nimeni de ele. Deci... Iar cei de la CCR tot amână, ei fiind beneficiarii direcți ai acestui sistem. Domnule, vă spun tranșant. Nu există cetățeni în România care să merite pensie specială. Și vă spun și de ce. Este o minciună pe care o răstogolesc de când a început subiectul acesta tăierii pensiilor speciale, cei de la PSD și cei care apără această tagmă a privilegiaților zilei. Toți aceia care au pensie specială, care sunt? Foști parlamentari, foști judecători, foști judecători la CCR, foști diplomați. Toți aceia au contribuit la rândul lor la sistemul public de pensie. Vă dau exemplul nostru al parlamentarilor. Eu însumi plătesc în fiecare lună contribuție, la fel ca oricare alt român, la casă de pensii. Având o indemnizație mai mare, normal că și procentul cu oricare, că și suma efectivă este mai mare. Logic. Deci este o minciună să spui că tu ai nevoie de pensie specială, pentru că ai stat în Parlament și n-ai contribuit și că n-ai pensie. Pentru că asta este una din retoricile pe care le aud frecvent atunci când vor să argumenteze situația. E fals. Este complet fals. La magistrați este exact la fel. La primari este exact la fel. Bun. Și credeți dumneavoastră că dacă... Adică nu există în România vreo indemnizație neimpozabilă. Nu există. Absolut. Nici măcar, cred că nici măcar la sportivi, care au rentă viageră. Și renta viageră a sportivilor este impozabilă. Exact. Bun. În cazul în care PNL, alături de alte partide de dreapta, să spunem, va reuși după alegerile din 6 decembrie să obțină o majoritate parlamentară, nu neapărat confortabilă, una care să-i permită, eu știu, inclusiv tăierea acestor pensii speciale ale privilegiaților politici de stânga, să le spunem așa,
chiar se va întâmpla lucrul acesta, pentru că sunt foarte mulți sceptici, pentru că sunt de foarte multe ori acuzații, de multe ori poate chiar pe bună dreptate întemeiate, în momentul în care, prin rocada votului, o anumită formațiune politică ajunge la putere și are posibilitatea de a dicta legile, proiectele, inclusiv cele vehiculate în campanie, sunt uitate, cu ghilimele de rigoare. Avem vreo garanție că PNL nu va renunța la această inițiativă? Monica, pensiile acestea speciale au început să fie inventate de prin 98, acum 22 de ani. De prin 1998 încoace, cam la 2-3 ani, se mai adăuga câte o categorie privilegiată. S-a lărgit baza. Gândiți-vă că după 2016, Partidul Național Liberal a fost primul și singurul partid care a identificat această problemă în bugetul țării. Pentru că celelalte partide din trecut și-au adunat și-au dus fiecare în felul lor aportul la construcția acestui mare pom de Crăciun. Noi de 4 ani am fost singurii care am spus că e o prostie, în primul rând, e o prostie bugetară, dacă vreți, e un lucru mai mult decât imoral, e o nesimțire a unora și a altora care au beneficiat. Gândiți-vă că de magistratură este o altă șmecherie. Sunt oameni care trec prin magistratură câte 6 luni, 3 luni, doar ca să prindă această pensie specială. Adică sunt niște oameni care chiar au deprins o șmecherie. Pentru că legea le-a permis. Pentru că legea le-a permis. Și de 4 ani am avut 3 inițiative. Toate au căzut, mai puțin una, care a reușit să treacă în primăvară. În primul rând datorită presiunii publice. Pentru că timp de 4 ani PNL-ul și colegii mei din PNL, de la Rareș, Bogdan, la Ludovic Orban, la toți ceilalți colegi, am reușit să ducem acest mesaj la nivelul întregii societăți. Astăzi toată lumea știe că PNL-ul se luptă de 4 ani să taie aceste pensii speciale. Ei, am reușit să trecem în Parlament legea în aprilie. Iar astăzi suntem în situația în care Curtea Constituțională, care este o filială constituțională a PSD-ului, a amânat decizia pentru 9 decembrie. Oare de ce? La ora asta, cred că 90% din români asociază CCR-ul cu PSD-ul. În mentalul colectiv, tot ceea ce s-a întâmplat cel puțin în ultimul an, vis-a-vis de pandemie și toate celelalte decizii controversate, de la validarea lui Florin Iordache zile trecute, duce CCR-ul de astăzi, majoritatea din CCR de astăzi, ca fiind o anexă a PSD-ului. Și credeți că se va schimba politica? Au amânat decizia pe pensii speciale pentru 9 decembrie, pentru că sunt convins că sunt pregătiți să respingă legea și să nu lasă să fie promulgată. De ce? Pentru ca să-și păstreze privilegiile. Dacă o făceau înainte de 6 decembrie, putea fi o problemă serioasă electorală pentru PSD. Vis-a-vis de schimbare, problema nu ține doar de legea de funcționare a Curții Constituționale. Din păcate, ține în primul și în primul rând de Constituția însăși. Iar o miză importantă a viitorului Parlament este modificarea Constituției. Cred că nu mai putem funcționa cu o Constituție veche de 30 de ani, pentru că modificarea din anii 2000 a fost strict punctuală legată de aderarea la Uniunea Europeană. Avem o Constituție veche, construită de niște oameni cu bună credință, îmi place să cred, dar oameni care nu aveau experiență neapărat constituțională la nivel universal, dacă vreți, sau la nivelul democrațiilor consolidate. Și cred că anul 2024, care nu știu dacă mulți dintre spectatorii noastre s-au gândit, va aduce absolut toate alegerile într-un singur an. Este primul an după 20 de ani. Când vom avea toate parlamentare, locale, parlamentare și prezidențiale. Practic se suprapun mandate. Da. Ei, este momentul în care putem să ajungem cu o altă Constituție, fără a crea niște anomalii, fără a tăia din mandate sau a prelungi mandatele unora sau altora. Să fie un moment zero? Poate și trebuie să fie un moment zero. Iar această perioadă de 4 ani trebuie să fie o perioadă de dialog. Trebuie să fie o perioadă de consultare pentru ca să hotărâm noi românii, ce vrem, încotro vrem să ducem această țară. Cum vrem să arate arhitectura constituțională acestei țări. Și da, Curtea Constituțională este foarte importantă, dar e doar o instituție care veghează asupra Constituției. Problema este Constituția pe fond. Foarte multe din conflictele constituționale care s-au riscat, mai ales în ultimii 4 ani, e drept, dar în ultimii 10-15 ani, din 2004 încoace, de când s-au decalat parlamentarele de prezidențiale, foarte multe din aceste conflicte constituționale ar fi putut fi prevăzute
dacă erau oameni care aveau vreo experiență în sensul ăsta. De aia spun, cred că și vreau să cred că au fost oameni cu bună credință cei din anii 90. Dar nu aveau cum să prevadă niște situații. Ce se va întâmpla peste 30 de ani? Noi am importat o parte din Constituția belgiană, care este totuși Constituția unui regat, combinată cu Constituția unei republici, Republica franceză. S-a încercat în 90, dar nu aveai cum să prevezi niște situații pe care viața ni le-a adus în față. De aceea, primul lucru și cel mai important din punctul meu de vedere este o reformă a Constituției, dar cu o largă și amplă consultare la nivelul întregii țări. Bun. Cum justifică PNL următoarea situație? Școlile sunt închise din cauza pandemiei și a riscului de îmbolnăvire a copiilor și implicit a familiilor din care provin, cu alegerile parlamentare din 6 decembrie. Au existat foarte multe discuții pe această temă. Dom'le, de ce este mai sigur să votăm pe 6 decembrie în școli care sunt închise din cauza pandemiei? Da, din păcate, iarăși, temele astea au fost generate tot din zona PSD-ului, care, dacă aduceți aminte, în vară ne explicau că trebuie să deschidem școli, în primăvară, că trebuie să deschidem școlile, după care, în vară, din iulie, și august urlau din toți pămânii că închide școlile și nu deschide școlile, că e pericol, că e așa. Deci e principiul bască și fără bască, știți? Mă uit foarte puțin în zona aceea. Eu mă uit mai mult la niște sondaje obiective care arată starea socială de astăzi din România. Eu vă spun că astăzi aproape 70% din români se declară mulțumiți de modul în care a fost gestionată pandemia în România. Sursa este foarte simplă, e Eurostat. Niște sondaje făcute de statisticienii europeni, de la nivelul europene. Nu sunt români, nu sunt peneliști, nu sunt pesediști. Peste 70% din români se declară mulțumiți. Peste 95% din români respectă măsurile care au fost luate și le acceptă ca fiind benefice. Legat de modul de desfășurare a alegerilor, avem această experiență din septembrie, de la alegerile locale, unde lucrurile s-au derulat poate cu mici sincope, punctuale, în mătromașete covârșitoare s-au derulat perfect. Oamenii au intrat, au stat 3-4, maximum 5 minute, nu s-au creat în aglomerații, nici măcar afară. Oamenii au stat și am văzut secții din București, am văzut secții din Ploiești, am văzut, la țară nu mai vorbesc, la țară e mai simplu că ritmul de votare e mai mic. Da? N-au fost niciun fel de probleme. Gândiți-vă că la nivelul personalului secțiilor de votare au fost implicați aproape 100.000 de oameni la nivel național. 100.000 de oameni. N-am auzit decât punctual 2, 3, 4, 5 cazuri de persoane care să se fi îmbolnăvit în urma alegerilor, dar nefiind legate direct de proces electoral. Și asta este partea administrativă, dacă vreți. Partea politică, care este cea mai periculoasă, e legată de legitimitatea acestui Parlament. Gândiți-vă așa, în Constituție se spune foarte clar că mandatul Parlamentului poate fi prelungit într-adevăr cu maximum 3 luni. Dar în perioada respectivă, Parlamentul nu mai poate face aproape nimic. Adică nu mai poate aproba legi organice, nu mai poate dezbate unele tipuri de ordonanțe de urgență. Practic, este un Parlament nefuncțional, într-o stare de război, dacă vreți, război sanitar. Pe de altă parte, gândiți-vă că avem o majoritate care n-a făcut nimic în aceste 6-8 luni de zile de pandemie, decât să se chinuie să blocheze orice măsură a guvernului. Nu pe principiu e bună, nu e bună. Pe principiu vine de la guvern. Da? Au început în luna mai-iunie și s-au urcat cu niște consultanți care cred că i-au plătit foarte bine, niște consultanți foarte iscusiți. Au simțit că vine un val negaționist. Pentru că acest val negaționist nu s-a inventat în România. Nu sunt românii primii negaționiști. A apărut în Statele Unite, mai apoi în Franța, Spania, Germania, Marea Britanie. Era un val care era foarte clar că va veni și în România. În luna mai și iunie s-au urcat pe acest val, au luat standardul și au început să ne explice. De la deviața de septa a săracului domnul Ciolacu, care nu poate purta mască, până la domnul Buzatu de la Vaslui, care ne explica cu 5G-ul și cum se cipează acum oamenii în perioada pandemiei, până la aberații dintre cele mai penibile și ridicole. După care și-au dat seama că treaba e groasă. Pentru că și valul acesta negaționist din vest a cam pălit. Pentru că poate exista la început, poate când nimănui nu este clar ce se întâmplă și și care va fi viitorul. Dar în momentul în care fiecare dintre noi, de dumneavoastră, colegul dumneavoastră și ceilalți colegi din redacție, fiecare dintre dumneavoastră cunoașteți persoane care au trecut prin boala asta. Doamne ferește, cunoaștem și persoane care au cunoscut și persoane care nu mai sunt printre noi din cauza acestei boli.
Deja negaționismul ăsta nu mai poate să-și găsească adăpost în mintea sau în sufletul unui om rațional. Ei, în momentul ăla a schimbat total placa. Și au început să îi îmbrățișeze pe cei pe care îi înjurau. Dacă uitați în presa vremii, prin aprilie-mai, existau foarte multe declarații ale celor de la PSD împotriva domnului Rafila. Că este apostolul închiderilor și pandemiei și era un personaj profund negativ. De ce? Pentru că negaționiștii îl vedeau ca fiind un personaj profund negativ. E, acum l-au luat și îl plimbă pe la toate televiziunile ca fiind apostolul vindecării. Asta pentru că e și candidatul PSD. De-aia l-au luat și pe el și pe străinul Cercel, adică de-aia și-au pus astfel de oameni în față. Doar că e o problemă. O parte din electoratul PSD, într-adevăr, a rămas cu un negaționist. Sunt foarte mulți dintre votanții PSD care au rămas în zona aceasta negaționistă. Dacă au fost atât de mult influențați de discursul liderilor sau nu, e greu de spus. Dar e drept că oameni care au notorietate națională și vizibilitate pot să influențeze oameni. Fiecare dintre noi, ca politicieni, trebuie să avem o responsabilitate în momentul în care ieșim și vorbim public, pentru că influențăm într-un fel sau într-altul oameni. Mulți dintre cei care s-au uitat la Ciolacu și la doamna Guța Vasilescu, la Buzatu, la cât mă și cât și mai cât, mulți dintre aceia chiar au crezut. Și nebunia aia cu chipurile, și cu 5G-ul, și cu satana, și cum am auzit niște lucruri incredibile în vara asta. Și acum am văzut foarte multe comentarii și chiar în exercițiu interesat să vă uitați pe Facebook, comentarii negative la adresa lui Rafila și lui Sergiu Cercel. Eu sincer nu înțeleg pe ăștia doi. De ce a trebuit să accepte treaba asta? De ce au ajuns să fie niște păpuși plimbate dintr-o parte într-alta? Pentru că sunt, de exemplu, televiziuni din trusturile apropiate de PSD care fac o oră emisiune pro-prevenție, o oră emisiune anti-prevenție. O oră vine domnul Buzatu sau doamna Vasilescu și ne explică cât de rău e cu masca și că nu poți respira la piață și așa. Ora viitoare vine Rafila și ne spune cât de important este masca și spălatul pe mâini. Să apere cât mai mult din electorat, știți? Da, numai că mesajul acesta distopic nu câștigă, nu coagulează electoratul. Și au mai încercat și alții să facă șmecherii de genul ăsta ieftine, că sunt niște șmecherii ieftine până la urmă. Și de fapt asta nu face decât să împrăște electoratul, să genereze și un absenteism pe partea lor de electorat sau o reorientare către alte partide politice. Cum vedeți dumneavoastră următoarea alianță de guvernare? Unde se situează PNL? Mai apropiat de, să spunem, PMP, în cazul în care va face pragul, sau către USR? Pentru că sunt două tabere în rândul liberalilor, cei care militează pentru o guvernare alături de USR, ceilalți evident caută alte soluții, mai puțin pentru a-i lua pe cei de la USR la guvernare, în condițiile în care, și trebuie să recunoașteți, se întâmplă inclusiv la Prahova, cele mai dure atacuri nu vin de la PSD, ca atacuri de campanie electorală, ci din partea USR Prahova. Cum comentați situația asta? Cred că cel mai important pas, cel mai important este câștigarea alegerilor. Și la cum arată lucrurile astăzi și la cum simțim. Eu sunt unul dintre cei care am luat foarte mult și în județ, și în campaniile locale și îmi place să fiu mult printre oameni. La cum sunt lucrurile astăzi, PNL-ul va câștiga aceste alegeri. Vom avea cel mai mare număr de parlamentari în viitorul parlament. Acum, e clar că viitorul guvern va fi făcut în jurul PNL-ului. Și o spune și președintele Iohannis și o spun românii, de fapt, și o vor certifica în 6 decembrie. Cu cei de la PMP am avut un parteneriat loial în acea actuală guvernare, acest un an scurs de la numirea guvernului Orban. Cu cei de la USR am avut un parteneriat în foarte mare parte loial în cei 4 ani de opoziție. Alături de PMP și de USR am reușit să creăm un număr de parlamentari, pentru că n-am putut să creăm majoritate, împreună nu trecem de 40% în Parlament, dar am reușit să creăm un grup de parlamentari care să măcar să vorbească pe aceeași voce. În majoritatea momentelor decisive în care ne-am luptat cu Dragnea, cu Dăncilă, cu Tudose, cu Iordache, cu toți ceilalți, Nicolicea, Șerban Nicolae, am reușit să găsim numitor comun. Iar asta pe mine mă face să cred că și în viitorul guvern vom găsi numitor comun. Și știți cum e? Fiecare partid are, de-aia e un partid democratic, are oameni care se exprimă și se exteriorizează în forme și în formate diferite, dacă vreți. Unii oameni poate sunt mai vocali, unii oameni poate sunt mai pătimași în ceea ce comunică cu electoratul, în anumite momente,
fie și de experiență, știți, după ce trăiești de câteva campanii electorale, îți dai seama că lucrurile trebuie să fie undeva la o zonă de echilibru, pentru că dacă anii 2000 favorizau pe unii care aveau un discurs extremist, fie că au un discurs extremist etnic, fie că au un discurs extremist social pe categorii sau clase sociale, lucrurile s-au schimbat foarte mult și oamenii au pretenții mult mai mari de la cei pe care îi votează, pentru că oamenii la rândul lor înțeleg mai mult din ceea ce se întâmplă. E surprinzător dacă faceți exercițiul acesta la un vox populi în zona rurală, de exemplu. Uite, în Prahova, în oricare din localități, să vedeți cât de mult oamenii au început să înțeleagă cum funcționează un consiliu local, ce au un proiect de hotărâre de consiliu, ce face primarul, ce face viceprimarul, ce face consilierul. Adică oamenii au un nivel de implicare socială și civică mult mai crescut. Și atunci cred că apreciază mult mai degrabă un discurs mai echilibrat decât unul de atacuri și atacuri cu niște lozinci răs folosite. Că sunt aceiași lozinci întotdeauna, cu oameni noi, cu hoți, cu nehoți, cu tâlhari, cu corupți, cu necorupți. E clar, eu zic că după 4 ani, după ce am zis după acești 4 ani, e foarte clar care a fost partidul care a avut un singur obiectiv, să își acopere corupții, să își salveze de pușcărie, fie ce a fi, fie de sultrafine, și care au fost partidele care au luptat împotriva acestui curent care era să acopereze toată România, și care au încercat și au demonstrat în acest an la guvernare că împreună pot să conlucreze. N-ați auzit, gândiți-vă că astăzi este o coaliție guvernamentală formată din PNL și PMP. E un an de zile. PMP-ul are foarte mulți oameni în guvern. Eu n-am auzit, poate dumneavoastră, de vreo ceartă între secretarii de stat de la PMP cu miniștrii PNL-ului. S-a putut lucra, fiecare și-a suflecat mâinile și s-a apucat de treabă. Cum s-a putut? Gândiți-vă că împreună totuși avem în continuare vreo 30 ceva la sută din Parlament. Tot în continuare această majoritate și s-a văzut. De la legea stării de alertă, la starea de urgență, la legea carantinei și așa mai departe. S-a văzut ce înseamnă o majoritate care este de alatul doar din principiu. Nu argumentat, nu fundamentat. Dar asta vă spun. Un viitor guvern în jurul PNL-ului, cred că poate fi fezabil orice partid, mai puțin cu cel de la PSD. Mai puțin cu un partid care degeaba urlă că s-au reformat sau nu s-a reformat. Pro-România poate fi o variantă? Vă spun sincer mai că puțin nu cred. Digerabilă. Vă spun sincer că nu cred. Am înțeles. Și pentru că nu cred că Pro-România va intra în Parlament. Nu cred că va reuși să intre în Parlament Pro-România și nu cred că e neapărat sănătos ca Pro-România să intre în Parlament, în formula condusă de Victor Ponta și de echipa din jurul lui, dar și pentru că nu e un partid care să fie neapărat apropiat de valorile pe care românii le vor astăzi. De aceea se și zbate la 2-3% prin sondaj. Vă mulțumesc, domnule Plișcă, pentru participarea în emisiune. Dumneavoastră...